Bună dimineața, dragilor! Din când în când în București se întâmplă lucruri faine. Câțiva oameni cu inițiativă s-au gândit să le facă ziua mai frumoasă celor care călătoresc cu metroul, așa că au umplut un tren cu scrisori. De unde v-a venit această idee să umpleți un tren de metrou cu scrisori? Din dorința de a face un gest pentru oamenii care se duc dimineața la serviciu, să le furăm un zâmbet și să le oferim un optimism pentru o zi ploioasă, cum este astăzi. Fiecare scrisoare are un alt text? Din cele 700 de scrisori sunt în jur de 5-7 texte, urmând a fi descoperite astăzi în jurul 8 și 12. Cine a scris aceste scrisori, 700 la număr? Au fost scrise de un grup de caligraf pe care i-am ales în urma unui anunț pe Facebook. Ei revenind cu un e-mail cu o mostră de scris, am făcut selecția. Anul trecut a fost totul mai discret, spre deosebire de ediția aceasta, când am anunțat și pe Facebook și pe toate canalele media ce urmează să se întâmple. Îmi aduc aminte că anul trecut mulți erau și reticenți, în sensul că nu se așteptau ca pe scaun să se află o scrisoare, dar ulterior și-au făcut curaj, de aceea am și menționat pe plic curaj deschide, tocmai pentru a avea un mic in bold să deschidă plicul, urmând fie să-l păstreze, fie să-l lase mai departe pentru a fi descoperit de către un alt necunoscut. Să zâmbești celor din jur și uite așa să-ți crești șansele să primești bine în zecit. Cum ți se pare ideea asta? Super! Am citit aseară pe internet și chiar mă gândeam că poate o să am și eu șansa să prind scrisorile. Ce o să faci cu ea? O păstrezi sau o dai mai departe? Să păstrez. N-ai desfăcut-o? Și nu ai de gând să o desfaci? O las pentru altcineva. A, ok, bine. Cum ți se pare ideea asta? Foarte bună, am citit aseară pe internet despre ea și las altcuiva plăcerea să vadă mesajul. De când n-ai mai primit sau n-ai mai trimis o scrisoare? Oh, de ceva vreme. Acum e la modă cu e-mail-uri. Cum v-a plăcut ce ați citit în ea? Deci mi-a plăcut. E interesantă, cum să spun, ideea. Și bănuiesc că sunt niște oameni buni și niște oameni capabili. Modul cum este scris spune mult. De când n-ați mai primit o scrisoare? Păi, cred că din tinerețe, când se purtau scrisorile. Acum e-mail-uri, ce mai, telefon, SMS-uri, astea sunt acum la modă. Scrisorile cred că nici nu mai știm să scrim. Au reușit să vă smulgă un zâmbet? Da, să știți că da. Serios vorbesc. Chiar vorbeam cu colega mea și zicea, uite mă, de mult n-am mai întâmpinat așa ceva. Și v-am mai spus încă o dată, îmi place foarte mult scrisul care spune mult.